Un om plin de elan, de idei și de bune intenții față de români, un patriot care chiar a făcut muncă de cercetare cu echipa de specialiști din jurul dânsului strânse în firma pe care o conduce, este vorba de domnul Nica Petru, coborât din Banatul atât de frumos și cu inimă mare. Domnul Nica are firma și toată cercetarea și toate echipele în Caransebeș. Domnul Nica Petru vine să propună ceva într-un domeniu, o variantă naturistă într-un domeniu greu de gestionat și foarte, foarte des întâlnit. Acea suferință pe care foarte mulți oameni o au, că au prea mult dulce în sânge, glicemia este mare. După ce a cercetat circa 6 ani cu echipele de medici, de farmaciști, de biologi, domnul Nica are un set cu 3 variante de tratament naturist pentru a ține în frâu glicemia, după cum spune dânsul. Îmi place că nu agrează ideea. Domnul Nica este chimist, un om care a lucrat 10 ani în meseria de chimist la mari rafinării și combinate petrochimice. Domnul Nica nu vrea să-i se spună patron, nici președinte, cu umor a spus președinte, e Dan Diaconescu. Și eu director general, dar dânsul e și patron, și manager general, și a făcut cercetare, cum am mai spus, până a ajuns la această variantă. Eu îl las să vorbească, este un tip care are impozanța așa când apare. Domnul Nica propune varianta aceasta pentru o neplăcere, o suferință. Știința mondială n-a reușit să-i găsească o cauză exactă. Se dau peste cap niște metabolisme, metabolismul glucidelor care se strică și de-aia apare glicemia mare, dar în paralel se strică și celelalte metabolisme ale organismului omenesc. Nu știe medicina. Glicemia este mare și atacă vasele mici, vasele mari, atacă multe această glicemie mare în sânge. Tocmai de aia, ideea este, nu poți vindeca, știința nu a găsit o soluție de vindecare, dar o poți ține la respect, glicemia. Iată și o propunere naturistă de la domnul Nica. Ia să auzim, domnul președinte, patron, manager general, are o figură de bună, așa, telespectatorilor dumneavoastră. Genul de, cum spunea Cezar, grașii sunt oameni buni și deștepți. Marele Iulius Cezar zicea, alegeți sfătuitori, consilieri dintre grași și cu chelie, spuneau. Da. Da, că sunt oameni buni și deștepți. Ia să vedem cu glicemia asta, firarea dracu de glicemie. Ia să vedem, domnul Nica. N-am vrut să insist prea mult asupra persoanei mele, fiindcă eu reprezint, cum a spus și dumneavoastră, un grup de oameni deosebiți. Sunt și medici printre noi. Și nu care luptară vreo 6 ani. Da, da, da. Cu mentalitatea lor, în primul rând. Da. Deci, cercetare, testare, realizare, ani lungi. Da. Eu am fost folosit pe post de cobai, mai mult, să știți. Da, da. Pe lângă, da. Și nutriționiști sunt în echipa noastră și psihologi. Da. Am avut acces într-un prieten foarte bun, care este român, plecat în Franța de mult, specialist în această problemă. De ce vă spun asta? Fiindcă dânsul a avut acces, fiind francez, la diferite studii
făcute de mari universități de peste ocean, din Australia, America și chiar din Europa, Marea Britanie, Franța. Și atunci am îmbinat, totuși, trebuie să mă contrazic, doctorii au făcut aceste studii. Mai puțin farmaciștii și biologii, medicii. Și, da, medicii. O dai exemplu domnul Neil Berna de la Universitatea din Washington, în orașul Cocerea Dumnezeu, Washington DC, care efectiv avea o echipă de cercetători, nu și de sus singur. Așa. Fiind așa o problemă maturată mondială, niciun om singur nu poate să facă cercetări mai ample. Și atunci, de vreo din 2004 până acum s-a schimbat sau din 2004 s-a schimbat totalmente viziunea asupra cauzelor glicemiei în exces mare, foarte mare. Și ce am făcut noi împreună cu francezi? Împreună, pot, deci, cu francezii, da. Ei nu pot face în francezi tratament, fiindcă probele de la trei laboratoare pe infuzii și de coc pe un ceai arată că la noi în România, special plante sucose în zonele de munte, unde nu este toxicitate, au un număr total de germeni de în jur de 1000. În Uniunea Europeană este permis până la 10.000. Nu, zicem, ne oprim aici. Trei laboratoare au demonstrat că plantele care fac parte din decoc și infuzia care o să o prezentăm noi, da, au un număr total de germeni sub 1000. Extraordinar. Au fost felicitați de Ministerul Sănătății, poate n-am voie să spun. Felicitați de Ministerul de Sănătate. Felicitați pentru aceste calitate deosebită. E zone nepoluate. Adică în zonele unde nici țeava de eșapament nu scuipă gaze. Aveți de munții noștri, aur poartă. Da, știm, da? Așa. Deci această gamă este compusă din trei produse naturale 100%. E un set. Și m-am întrebat foarte multă lume de ce set? Fiindcă toate împreună concură la scăderea rezistenței la insulină. Principala cauza glicemiei mari este rezistența la insulină a celulelor umane. Vorbim de cei care nu iau insulină artificială. Vorbim de cei care au doar glicemia foarte mare. Și atunci, acest set este format dintr-o algeră albastră, o tinctură extract hidroalcoolic și un produs, zic și demonstrez că este unic în România, o infuză și un decoct. O să vă explic și de ce. Și să luăm cu începutul. Cred că ar trebui să explicăm în primul rând. Și toate sunt oferite sub formă de set în cutia aia. Un set creat pentru stabilizarea, scăderea, stabilizarea glicemiei. Glicostabil. Deci, să repetăm ce a zis domnul Petru Nica. E vorba de un ceai, un decoct, o infuzie. E vorba de o tinctură. Da, și argila și de o argila argila din România. Din România. O să spun de ce este foarte important românească. Acum, cred că ar trebui în cuvinte simple pentru înțelesul tuturor. Așa și de-aia m-au trimis pe mine aici să explicăm cauza rezistenței la insulină, cauza glicemiei mari. Cercetările și studiile care au fost făcute au pus în felul următor. Principala cauză a rezistenței la insulină este grăsimile din celula a omului. Adică, la un om normal care mănâncă un aliment care conține glucide, pancreasul face un hormon numit insulina, insulina ia glucoza, o duce la celulă, se atașează de receptorii de insulină de pe fața celulei, intră în celulă și acolo este preluată de mitocondrii, care o parte o ard imediat și o parte o transformă în glicogen, insulina în glucoza, glicogen, care o ține rezervă, fiindcă nu mâncăm într-una. Atenție, glucoza fiind cea mai bună sursă de energie. Foarte corect, așa este. O parte din glucoză din celulei se formă în glicogen și este rezervă, o parte se arde imediat. Cum se termină arderea? Este reversibil, glicogenul împreună cu insulina este transformat în glucoză și se arde. La oameni perfect sănătoși. La cei care au glicemia mare, una din cauze sau principala cauză sunt grăsimile animale, acizi grași saturați. Aceasta este descoperirea care n-am făcut-o în România, au făcut-o cei din Occident, din America. Primul doctor din România, domnul Emil Rădulescu, de-abia anul trecut, a apărut într-o carte a dânsului, nu spun cartea, nu face reclamă nimănui, despre această cauză. Bun, domnule, care e cauza? Bun.
Aia e un cuvânt care nu aveți voie să-l spunem. A spus despre această cauză, că principala cauza diabetului nu sunt dulciurile, cum s-a găsit până acum, ci grăsimile, cauza a rezistenței la insulină. Ce se întâmplă la cei care au glicemia mare? Același proces, inhalează aceeași cantitate de glucide ca și un om, pancreasul face hormonul, celulele beta pancreasului fac hormonul insulină, nu e la capacitate, merge spre celulele și acolo receptorii de insulină nu mai deschid membrana. Glucoza și adică insulină, refuză insulină. Glucoza și insulină se reîntorc în sânge, pancreasul iar face insulină și acest circuit dăunează foarte grav omului. Care ar fi, deci, ca la orice. Dacă știm cauza și înțelegem asupra cauzei, eliminăm efectul. Da. Efect, deci cauza este grăsimile în sânge, numite lipide intramiocelulare. Atenție, e diferență între grăsimile aceste mici picuri de grăsime din sânge și cel din tesutul adipos. Acestea s-au dat în exces în ani de zile. În de zile noi am, datorită alimentației moderne, care o avem acum, preparatelor din, nu spunem, că sunt sănătoase, carne de porc, de vită, de orice, care au găsit animale, s-au adunat zi de zi, an de an, și în loc să avem doar o rezervă mică, cum ne-a făcut Dumnezeu, au inundat celula cu aceste grăsimi, le zic grăsimi, ca să nu le zic lipide intramiocelulare, că poate, na. Așa. Și în loc să ardă glucoza, furnalele arzătoarele, numite mitocondriile, din celulă, ardă această grăsime. Și facem o metaforă. Spune că acest studio este alimentat cu niște sobe teracotă aflate undeva într-o centrală termică, în afara studioului, și vine mașina cu lemne, băieții afochiștii le bagă în teracote, aici vine aerul cald și undeva într-o parte le magazinează lemnele. La un moment dat, pătrul trimite și cărbuni și ceva pe cură și ei iau și o bună parte. Dar în alte zile se strânge foarte multe cărbuni și foarte multe pe cură și ei, în loc să arde lemnele uscate de stejar, de palmier, de santal, de ciorfică, să fie așa un fum corect, ard cărbuni și pe cură. Aici, în studio, este mai mult fum, în centrala aceea termică este numai fum și ei sunt vai și amari de capul lor. Așa se întâmplă cu mitocondrii noștri, cu celula noastră umană, care an de zile a primit grăsime animale. Și atunci acest tratament se referă exact la diminuarea grăsimilor, acestor lipide intramiocelulare, să le accelerăm arderea, adică sensibilitatea la rezistența insulinului celulei. Explicați foarte bine, domnul Nica. Haideți că e... Nu eu am explicat. Această explicație dată de... Da, dumneavoastră explicați limpede. Pe banda roșie este numărul de telefon al emisiunii. Acolo puteți mai lesne lua legătura cu producătoarea, fata deșteaptă, Ana Maria, și aflați amănunte. Bun. Hai să explicăm acum. Aceste trei produse sunt compuse din, am spus, argila albastră, tinctura și infuzia și de coctul. Argila albastră, primul este din România și este foarte bună pentru noi români și noi europeni. O arătăm, Nizia. Este un produs 100% natural. Argila albastră. Așa. Bun. Așa. Despre argilă se știe de milenii, se știu... Care e argilă? Acolo, da. Știu egiptenii că l-au folosit la mumii, știu dacii. În zilele noastre, domnul doctor Alex Carel a scris despre argilă albastră, domnul doctor a luat premiul Nobel pentru medicină. Unul din cei mai mari nutriționiști francezi, Raymond Destrait, în cartea L'argile pierguerite, ediția 1997, pagina 15, scrie că această argilă ce face? Distruge și elimină celulele nesănătoase și regenerează cele sănătoase. În acest tratament are rolul de a detoxifia organismul, de a distruge celulele bolnave și a regenera pe cele sănătoase. La fel a spus că este inteligența naturii, fiindcă nimeni nu știe să explice până acum, nici până în 2011, de ce face lucrul acesta, argila albastră? De ce distruge celulele bolnave și le reface pe cele sănătoase? Și a fost numită de domnul Alex Carel interzionatorii, unul din renumiții doctor profesor român, Ioan Țimbuș, a scris o carte
sănătate și frumusețe, în care dânsul a explicat cercetarea de 30 de ani asupra acestei argile. Și acolo spune despre toate efectele benefice acestui pământ miraculos din țara noastră. Deci, organismul nostru este plin de toxine. Argila aceasta, luată conform instrucțiunilor din înăuntru prospectului, efectiv ajută corpul la detoxifiere. Adică în pancreasul nostru și ficatul. Și elimine toxinele. Facem, cum îi spune, trece un par de apă curat. Dacă am un sirop de zmeură de munce, da? Și pun câteva picături, bine, lasă și bine. Dacă aș lua din baltă un par de apă și aș pune siropul acela superb de zmeură de munte, cât de mult aș pune, totuși nu este așa de plăcut ca într-o apă curată. Așa de plăcut noi. Noi luăm medicamente pentru scăderea glicemiei. Dar are efecte numai atunci, local și într-un organism toxic, împățit cu toxine. Ei, de-aia folosim argila în scăderea și stabilizarea glicemiei. Fiindcă și ce facem? Punem într-un par cu apă? Are prospect. Într-un par cu apă se pune o linguriță de argilă fără linguriță, a folosi metalul. Doar sticlă, plastic, lemn. Așa. Și după patru, adică lingura să fie de lemn. De lemn, de plastic alimentar sau de sticlă. Așa. Are prospectul dintr-un. Și se bea la început, ca să vezi că corpul, apa decantată după argilă. Și după o zi, două, când ne învățăm cu ea, se bea toată apa argiloasă. Lapte argilos se numește. Cu o răsăție în 29 zile, cu efecte extraordinare asupra sănătății omului, stării de vigoare, stării fizice. Da. Dar în primul și în primul rând detoxifică organismul, inclusiv pancreasul, inclusiv ficatul. Este foarte important pentru scăderea și stabilizarea glicemiei. De ce? Fiindcă în pancreas ajută și regenerarea celor beta. La fel cum am spus, nu eu. În pancreas există celulele beta fabricante de insulină. Ele fabrică hormonul numit insulină, categoric. Și de-a lungul timpului, mâncând prea mulți acești grași saturați, că găsim animalele, s-au mai distrus. Spun cei doi doctori care i-ai amintit și domnul Ioan Simbuș că argila ajută la regenerarea celor beta. Foarte important. De este foarte important pentru scăderea glicemiei. Mai departe, după 5-6 zile de cură cu argilă, fără întrerupe cura, se începe acest decoct și infuzie, infuzie și decoct, care spun cu mâna pe inimă că este unic în România. Și spun de ce. Dintr-un amestec de plante e brevetul echipelor conduse de domnul Nica. Da. De ce este unic? Fiindcă e ca și oul columb. E foarte simplu. Sunt plante, cum e afinodul dunucu, care sunt folosite de milenii în scăderea glicemiei, în care se face o infuzie. Sunt alte... Și câte plante sunt în amestecul ăsta? 10? 5? Nu știu. Nu știe. Trei că plante. E brevetul secret. Da, da, nu e secret. Trei plante se vând la infuzie și restul la decoct doar rădăcini și scoarță. Fiindcă dacă a luat niște rădăcini și scoarță și a pune apă caldă peste ele, n-ar avea efect. Doar fierte. Așa scriu și în instrucțiuni la folosirea plantelor medicinale. Rădăcinile, scoarța și frunzele cu textură puternică se fierb. Da, da. Și atunci, în această cutie sunt două pungi, una e infuzie, una e decoct. Se prepară decoctul, se prepară infuzia, se amestecă cele două și ia să spunem ceai, un ceai extraordinar de benefic pentru scăderea glicemiei din sânge. Și acest ceai are două roluri. Unul de a scădea glicemia și altul de a transporta, și ajungem aici la tinctura extractului hidroalcoolic. După 7-8 zile de consumare argilei albastre, se începe cura cu tinctura. Tinctura... Suntem români, domnul Gândurățeanu. Da, uite ce este frumos ambalajare, nenea Nica. Cu peceta statului nostru, României. Bravo! Îmi place patriotul din Banat, Nica, da, Petru. Suntem români. Și deștept și cu suflet românesc, așa. 50-60 de picături are picurător, se pune într-un puțin ceai, 60-80 de minute de ceai, și se bea pe stomac cu gol. Infuzie și decoct. A, din ăla. Din ăsta, numai din ăsta, da? Și se bea, după aceea se bea un par de ceai și după 7-8 minute se ia parul de argile în continuare. Vreau să vă spun că după 3-4 zile, de când se consumă de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara, înainte de mesele principale, ceaiul și cu această tintură, extract hidroalcoolic. După 4-5 zile, cei care au aparat să-și poată măsura nivelul glicemiei, scade, începe și scade.
Ei, această tintură, împreună cu ceaiul, ajută la sensibilizarea celulelor și la scăderea lipidelor intrabiocelulare din celulă. Normal că este foarte important ca și noi să ajutăm acest tratament care este natural 100%. Nu are niciun fel de conservant, nu are niciun fel de chimicare, nu are absolut nimic. Natură 100%. Natură 100%. Trebuie și noi să-l ajutăm. Și am explicat care e cauza rezistenței la insulină. Cei mai mulți cu glicemia, oameni cu glicemia mare, celulele duce rezistente la insulină, fiindcă au prea multe grăsimi în celulă. Așa. Asta, desigur că odată formulă aceste grăsimi, cea de-a doua cauză sunt dulciurile, categoric. Dulciurile cu glucidele cu descărcare rapidă. Este propriu spus, noi de așa zicem noi, avem zahăr în sânge. Nu, omul are glucoză în sânge. Iar glucoza, glucidele, alimente care conțin glucide, unele sunt cu descărcare lente, care sunt unișoare, unele cu descărcare rapide, care sunt total interzise, cum este zahărul, mierea. Și toate produsele acestea de panificație cu fel și fel de ameliorator, cu fel și fel de dulciuri în ele, sunt sute mii. Despre ce aș mai vrea să vorbim și este important, apropo de glucide, după 1990 s-a căzut de comun de acord să se stabilească la nivel mondial indicele glicemic alimentelor. Toate le zic indice glicemic, n-au indice glicemic cărnurile și produsele din carne. Și ce s-a făcut, există pe internet, orice poate scrie indice glicemic și vede indice glicemic, să nu se consume cei care au glicemie mare, alimente care au glicemic peste 55 de unități. Dar să fie și foarte atenți la încărcătura glicemică, fiindcă, de exemplu, pare paradoxal, vedeți, poate multă lume nu cunoaște. Spune zahărul, da, este foarte nociv, are indice glicemic 70. Nu-i bun să consumă zahăr, bine. Dar cartofii prăjiți, știți ce indice glicemic au? 95. Pentru că acolo este o bombă atomică în cartoful prăjit, că pe lângă carbohidrații din cartof, în prăjire elimină apa, deci înmulțești concentrația în carbohidrați, peste care se adaugă și uleiul. Încins. E bun, uleiul încins la maxim. Vedeți? Nu știu câte lume cunoaște. Spui, ce cartofi prăjiți are indice glicemic, are glucide? Nu. Cel mai rău. Vă să știți, mulți oameni nu știu. Atunci zice, da, păi ce, nu mânc miere și zahăr, dar mânc cartofi prăjiți. Câte miere mâncați dumneavoastră o tără? Orice om normal la o masă, o linguriță, nu? Da. Câte grame are? 10 grame. Miere are încă indice glicemic 60. Deci, 10 grame de miere are indice glicemic 6. Da. Și cartofii prăjiți 25, eu cred că nu mănâncă 100 grame de cartofi sau chiar 200. Și mănâncă dita mai farfurie. Și atunci, vedeți, de-aia am recomandat la toți care au acces la internet, fiindcă nu toată lumea are acces la internet, să-și se uite pe acest indice, tabel de indice glicemic. Și tratamentul nostru conține și un indice glicemic, cei care nu prea au voie, de cele care au peste 50 de unități. Le dați acolo, da, și sigur, o hârtie cu teorie, da, științifică. Există și un prospect în care spune cum se prepară, se administrează. E simplu, nu e nimic. Am explicat și eu mai înainte, în 3 minute. Da, o să mai reluăm subiectul curei. Așa, bun. Explicați foarte bine, domnul Nica. Încă o dată. Pe banda roșie, numărul de emisiune o găsiți pe Ana Maria, pe producătoarea Deșteaptă și Iute, cu care aveți discuții despre amănunte. Bun, continuăm. Haideți să vorbim de conferențiera științifică a patronului care refuză să fie numit patron, a președintelui Consiliului de Administrație al firmei care refuză să-i se spună președinte și zice numai director. Director, manager general, de fapt. Ia ziceți, domnul... Tot acest demit doctor român, domnul Emir Dulescu, explică în cartea dânsului tot această problemă, deci anul trecut a apărut, această problemă a acizilor grasaturați, agresiv animale. Și dânsul explică foarte clar că datorită consumului îndelungat în timp,
în celula musculară, dar să formă niște molecule erudite care se numesc ceramidă. Această păcătoasă de molecule de ceramidă n-am povestit foarte, poate pe înțelesul tuturor ce se întâmplă cu celulă încă o dată. Deci, insulina cu glucoza trebuie să de receptorii de insulină, furnaliștii arzătoarele mitocondriile sunt anunțați, au releu de semnalizare, de anunțare și atunci se deschide membrana celulei, intră glucoza cu insulina înăuntru, este preluată de mitocondrii, o parte se transformă în glicogen, fiindcă nu mâncăm tot timpul, nu? Și o parte în glucoză și se arde. Dar acest transport de la membrana celulei în interiorul ei se face tot pentru moleculă transportatoare. E această ceramidă interferează cu celula și o dereglează, interferează cu semnalizarea între mitocondrii și receptorii de insulină și nu mai știu de ei. Această ceramidă se formează și e mai multă dacă sunt mai multe grăsimi în interiorul celulei. Cu cât avem grăsime, acele mici picături de grăsime în interiorul celulei, cu cât sunt mai multe, cu atât aceste molecule de ceramidă se mai multă. Și atunci, repet încă o dată, această gamă de produse glicostabil exact aceea face, elimină cauza. Ce să mai dai exemplu? Un motor, merge, avem foarte mulți carnet, merge cu mașina, se oprește mașina. Ce faceți? Chemăm roata de rezervă? Nu. Chemăm doctorul, mecanicul, să spune cauza, acționăm asupra cauzei și dispare efectul. Putem merge cu mașina. Exact. La fel și la noi. Acționăm asupra cauzei, pe toate căile dorim să eliminăm acele grăsimi lipide intramuscular din interiorul celulei, să redăm funcția mitocondrilor, să redăm funcția celulei și să scădem glicemia și cel mai important lucru, o stabilizăm. Fiindcă, dacă în această tinctură, luați într-o zi, în decurs de două ore, împreună cu ceai, mai multe doze, vă scade glicemia, dacă aveți 200, vă scade la 100. Dar nu asta este rolul. Rolul este de a o lua doar de trei ori pe zi, înainte de mese, că își facă rolul în timp de o lună și să o stabilizăm glicemia la nivele normale. Acesta este cel mai important lucru. Am reușit cu foarte multe lume care, unii au încercat benevol, aceste produse sunt notificate și omologate de Ministerul Sănătății. Toate. Deci, încă o dată, trebuie să subliniem că setul de produse naturale 100%, cercetate, brevetate, testate de domnul Petru Nica și echipele dânsului de specialiști importanți, au viza omologarea Ministerului Sănătății. Întâlnirea mea cu domnul Petru Nica, simpaticul bănățean din Caransebeș, mi-a prilejuit și reconectarea legăturii cu un coleg de facultate drag mie, cu Ursu, băiat frumos, ziceți, bărbat. Cătălin Ursu, bărbat frumos, deștept și, cum se zice, plin de zvâc de ăsta. E doldora de temperatură, de fierbere a felului de a fi. Un băiat excepțional, fost coleg și prieten cu domnul Nica. Haideți să mai dăm amănunte și să și facem reluarea prezentării curei. Vreau să insist pe alimentație. Acest tratament și în special argila, are mai mult 21 zile, presupune o dietă atoxică. Adică fără țigări, fără alcool, fără grăsimi animale. O lună. O lună, atât. Atât, o lună. După aceea se poate consuma carne mai slabă, pește și tot așa. Dar o lună cam riguros regimul alimentar. Domnilor, doamnelor, ce o lună în viața noastră? Sigur. Credeți că o lună este enorm de mult pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea unui om? Nu e mult o lună. Nimeni nu a murit într-o lună că nu mâncă carne. Deci, fără grăsimi. În special grăsimi animale, în special. Fără. Total, zero. Zero. Fără alimente care conțin colesterol. Zero. Zero. Dăm un exemplu. Un ou are colesterol cât un sfert de kilogram de ceafă la grătar. Enorm de mult. Fără ouă. Ouă de prepeliță. Fără lapte. Fără produse din lapte. Din produse lactate, doar zero. Brânză dulce de vacă și iaurtul de grăsat.
Am spus și mai înainte, fără alimente care au glicemic foarte mare. Și cu dulce concentrat, fără dulce, zero. Zero, zero. Zero cartofi prăjiți. Au indice glicemic 95. 200 grame. Zero pateuri și făitaje. Nimic din ce este, nimic din ce este grăsime animală și dulciuri concentrate. O lună. Cât durează cura? Cât durează cura? A, mai spus... Adică acolo cele trei produse naturale inventate de domnul Nica și echipele dânsului... Echipa mea. Înseamnă cura pe o lună. Cura pe o lună. Absolut, absolut toți care vor lua această cură timp de o lună și respectă o dietă, nu regim. Apropo, niște paradoxuri. Ciocolata, pune doctor, domnul, ciocolată. Domnilor, ciocolata care are cacao peste 100% puteți mânca, are indice glicemic 25. Da, e bine studieze acel tabel cu indice glicemic. Deci am zis o dietă de un regim și o lună. După o lună, deci categoric, deci am vrut să spun că după 3 zile pe ce trebuie să tincturile scade glicemia. După o lună începe să stabilizeze și atunci următoare nu mai trebuie să luați toate produsele. Luați doar o tinctură și un ceai și tinctura să o folosiți o lună. Tinctura o poți folosi 3 luni. Adică nu mai de 3 ori pe zi tinctură. O dată dimineața. Atât. Poate la început... Pusă în ceai. Așa. După aia... Dar nu mai e. O lună trebuie să combini și va relua nenea Nica. Trebuie să combini soluția, emulsia, suspensia de argilă albastră, laptele argilos cu tinctura pusă în ceaiul. Și ceaiul. Așa, dar spune domnul Nica, după o lună în care folosești tot setul de trei produse, următoarele două luni poți să nu mai folosești argila, doar tinctura în ceai o dată pe zi, parcă așa a zis. O dată pe zi, de două ori, o dată. O zi da, o zi nu. Deci după 3-4 zile după ce se consumă, după ce se ia tinctura, scade glicemia. După o lună, acum, funcție de nivelul glicemiei, că unii încep de la 300 glicemia, alții încep de la 200, alții poate au 260, cei care au 160-180, adică în Europa s-a stabilit că, sau în America, în Europa, nivelul glicemiei normale este între 70 și 126. Alții zic 70-110. Eu zic că la 126, la tinere ca dumneavoastră, nu e cazul. Auziți, nene Nica. Da. Deci, nu e. Așa e. Că unii au devenit mai severi și zic 70-110 acceptată glicemia. Alții au rămas nițel mai îngăduitori și acceptă 70-125 glicemie. Așa este. Bun. Haideți să mai facem rezumatul importante, de altfel de acum înainte domnul Nica va fi cu o frecvență stabilită, cu o ritmicitate în emisiunea noastră. În decembrie va mai avea o emisiune. E înghesuială mare pe emisiunea noastră, considerată, fără să mă laud, împărăteasa emisiunilor de sănătate la televiziune din România. Haideți să facem, că mai avem vreo 8 minute, să facem rezumatul curei cu cele trei invenții naturale. În primul rând vreau să insist încă o dată pe acest ceai, să spunem ceai glicostabil infuz. Să mai spunem ce conține cutia cu ceaiul. Nu neapărat ce conține, domnule, e important. Cum se face amestecul de ceai. Este important următorul lucru. Din păcate, foarte mulți nutriționiști pun în același pungă și rădăcini și scoarță și tot și spune, fă infuzie și ia să un ceai bun. Aici nu e. Nu e. Deci, infuzia, plantele, dacă pentru infuzie că le-am fierbe, și-ar pierde proprietățile și n-ar avea efect. Dacă rădăcinile și scoarța, care sunt folosite de la fabricarea de cocturi, dacă nu le-am fierbe, n-ar avea efect. Și atunci să fierb plantele, rădăcinile. Și atunci o punguliță cu rădăcini și tulpină, nu? Are un pungă care scrie infuzie și o pungă care scrie de coct. Așa. Din punga de coc se fierbe, punga de infuzie se pune doar apă fierte peste ea. Doar apă fierbinte. Atât, se combină cele două și astea un ceai superb. Bun, combin ca să faci o cană, nu? 2 litri, am zis noi. Are cuvânt 2 litri? Da, dar îi bei în două zile. Aha. Cam 3,
căni pe zi ajunge din asta. 750 de mililitri. Poate să bea și 4 la început. Așa. După aia când îi scade glicemia mare să nu mai bea. Bun. Nu este recomandat oamenilor și... sănătoși care n-au glicemie. Bun. Și pe urmă, în ceaiurile astea picurăm tinctura. Așa e. În 50-60 de mililitri de ceai punem 5 de picături care picură tot tinctura. Câte picături? 50-60. O linguriță. A. Din cea cu tricolorul. Din cea cu al nostru românesc. Care e tot o tinctură de plante. Numai plante. Numai plante. Doar. Din acelea de munții frumoși ai Caraș-Severinului. Semenicul și Muntele Mic. Semenicului și Muntele Mic, unde nu, nu atinge aripa urâtă a polorii. Bun. Deci, în rezumat... Foarte avem vreo 5 minute. Haideți să... În 3 minute, spunem. Foarte important este cura cu argila albastră, care detoxifică întreg organismul, special pancreasul, ficatul. Este foarte importantă, fiindcă doar într-un amestecat, într-un organism curat, într-un organism curat este indicat de a folosi un tratament naturist. După detoxifiere, după 7-8 zile, începe să luăm ceaiul acela superb care v-am explicat cu tintura. În acest timp nu se întrerupe cura cu argilă. Cura cu argilă ține 21 zile. Toți cât? 21 de zile. Bun. 3 săptămâni, săptămâni e cura cu argilă. Să mai zicem o dată, într-un pahar cu apă curată, recomand se sticlă. Pune... Recomand într-o sticlă de sticlă. De apă minerală, sticlă. Da. De sticlă, sticlă de sticlă. Sticlă, nu plastic. Un pahar, au să zice de bici, se pune 3 pahare, se pune 3 lingurițe de argilă fără metal, nu atinge metalul, da? Argilă albastră. O linguriță de lemn. De lemn sau plastic sau sticlă. Se agită și se lasă să decanteze. Apa, doar apa limpede, în prima zi, un par dimineața, un par la prânz, un par seara, până corpul nostru obișnuiește cu argila. Următoarele zile, în aceeași sticlă, se pot pune și 6 pahare și 7 pahare, doar un par dimineața să bea lapte argilos. Așa. Apa cu tot cu argilă, dimineața, seara, înainte de masă. Se ține această cură vreo 6-7 zile, fiindcă nu se ia ceaiul și tintura într-un organism. Deci începutul tratamentului este foarte important. Produsele originale din plante 100% ale echipei domnului Nica începe o săptămână doar laptele de argilă. Detoxifiere totală. Așa. În pancreasul detoxificat și ficatul... și ficatul detoxifiat, îi punem argila împreună cu ceaiul. O lună. Efectele se văd după 4 zile, imediat. După o lună de zile de administrare, obligatoriu glicemia scade foarte mult. Funcție de fiecare, o cât de mare o are, mai continuă să mai continuă cu argila. Cu o singură rugăminte, vă rog frumos, o lună încercați și să mâncați acești grasa saturați. Găsim animale și nici dulciuri. O lună, atâta. O lună nu mâncați zero grăsime animale. Zero. Zero dulciuri concentrate. Zero alimente cu carbohidrați cu degajare rapidă. Zero bere. Zero tutun. Berea, zero vin. Berea are glicemie mai mare decât glucoza. Consultați și voastră glicemică alimentelor. Și nu consumați alimente care au glicemie peste 55-60 aici este. Dar consumați alimente multe care au glicemie mic, în special legume, în special fibre, legume verzi, fiindcă fibrele alimentare ajută foarte mult scăderea glicemiei de sânge. Ajută... Fac transformarea carbohidraților mai lentă, glucidul mai lentă în glucoză. Și este foarte benefic. Ce să vă zic altceva, să aveți... Și pe urmă, întreținerea, faci o pauză după luna aia și mai faci ce, pe urmă? Se poate... Cură de întreținere. Se poate că o cură de întreținere să dureze într-o singură tinctură și 5 luni. Nu are nevoie... Din sticla de tinctură, dacă, 5 luni. Dacă poate. Și-au dus glicemia la 115, 110, 90, așa. Sigur, nu mai au decât de voie decât de întreținere. Atât. Bun. Și întreținerea fără pauze. Adică în timpul întreținerii poți să consume și recomandăm carnea de pastăre de casă. Pește proaspăt. Poți să scape câteodată o dată pe lună și la un grătar. Nu se recomandă, cum spuneți dumneavoastră, prăjirea alimentelor.
nici care acolo alimente. Intervine și uleiul care se fracționează, care aduce calorii. Unii recomandă calorii care aduce uleiul grăsim. De rapiță, unii zic că uleiul de sâmburi de strugure. Nu e bine fript, fiindcă orice aliment prin frigere, fierbere și mai reduce din nutrienți. Așa. Și atunci, dacă am putea, acum vine Crăciunul, vine iarna, totuși sunt alimente în zare da. Crudă. Domnul Onica, unde își procură oamenii invenția dumneavoastră? Vă dau telefon la firmă și le trimiteți. Și o să a apărut în magazin de specialitate din țară. Ce, alea, magazine naturiste de tip Plafar? De tip Plafar, nu cred că am voie spun că și la Catena. Așa. Și la alte lanțuri de farmacie. Și deci la marile farmacii și magazinele Plafar, plus telefon la firma domnului Nica, să vă comandați. Pe 22 decembrie ne revedem cu invenția pentru plante 100%, argilă a munților din România pentru ținerea la respect în frâu a glicemiei. Eu vă pup pe suflet.